And down here we have Andrei Rugina from ING. He is a software architect, and he's going to be doing the talk in Romanian, which will be wonderful for you and terrible for me. Can we get a big round of applause for Andrei, please? Thank you. Sunt software arhitect la ING pentru aplicația de internet banking. Proiectul a început de mult, din 2006, deci au trecut aproape 10 ani. Suntem la a doua rescriere. În momentul actual, arhitectura se bazează pe Angular, ca tehnologie de front-end și pe servicii REST pe server. Dar am început în același timp o migrare către microservicii. Și aceasta va fi tema prezentării. Microserviciile au devenit foarte populare în ultimul timp, datorită avansului de tehnologiilor de containere, gen Docker, datorită avansului tehnologiilor de management al acestor containere, gen Kubernetes, și a tool-urilor de deploy automat. În același timp, popularitatea microserviciilor are și o altă cauză în mediul enterprise. Și anume complexitatea adusă de vechile tool-uri de integrare, enterprise integration, de tool-uri de orchestrarea serviciilor. Și acesta este cel de-al doilea motiv pentru care microserviciile au devenit populare în mediul enterprise. Dar nu aceasta va fi tema principală a prezentării. Voi vorbi despre modularizare și despre design. Și despre modul cum putem descompune în microservicii. Acum câțiva ani am lucrat pentru un proiect de internet banking, pentru o altă bancă, și lucram îndeaproape cu echipa de middleware și echipa de dezvoltare a aplicației de mobile banking și ne-am confruntat cu următoarea situație. Trebuia să implementăm următoarea cerință. În mod normal, userul de pe un anumit canal putea să genereze un cod de activare pe care îl introducea în aplicație, după ce downloada aplicația în App Store și își activa contul de mobile banking. Restricția la care țineau foarte mult echipa de securitate era să fie un singur flow de activare la un anumit moment. Ceea ce însemna că atunci când se genera un nou cod de activare, codurile de activare generate anterior trebuiau invalidate. Filozofia dominantă în acel timp, vorbesc de acum câțiva ani, când microserviciile încă nu purtau numele de microservicii, era aceea unei SOA, unei Service Oriented Architecture Layered. Adică aveai un set de servicii de date care erau apelate de servicii de task-uri, care mai departe erau orchestrate în workflow-uri de business. Și cam în acest mod se implementase. Echipa de middleware implementase un serviciu de date de tip insert, delete, update, pe un tabel unde se salva, unde se presta flow-ul de activare și mai mult decât atât, acest tabel era în bază de date CRM și era dezvoltat într-un enterprise service bus. Ceea ce făcea foarte dificilă implementarea cerinței. În primul rând, pentru că serviciile de date respective nu oferau nicio abstractizare. Erau pur și simplu operații crud peste acel tabel în care salvam noi flow-ul de activare. Schema bazei de date practic era expusă direct către aplicația de internet banking. Și nu ofera nicio protecție echipei de internet banking. Pentru că, practic, depindeau de schema unei baze de date care era într-o altă aplicație, nu se afla sub controlul lor. Dar cel mai important, cerința în sine nu putea fi implementată, pentru că nu puteai garanta consistența cerinței. Nu puteai garanta că, într-adevăr, un anumit flow va fi activ. Pentru că, din punct de vedere practic, ce însemna? Însemna că, practic, operația de insert trebuia însoțită de operația de update în baze de date. Și, teoretic, aceste operații trebuie executate tranzacțional. Așa că recomandarea mea a fost să extragem aceste tabele într-o bază de date separată și echipa de internet banking să dezvolte un serviciu care să ofere funcționalitatea de flow de activare. De fapt, ceea ce ne doream noi atunci era un microserviciu. Un microserviciu care să fie decuplat, izolat de celelalte aplicații, de aplicația de CRM în acest caz, și care poate garanta funcționalitatea de business și să o expună direct. Pe
peste câțiva ani, peste ceva timp, Martin Fowler a sistematizat caracteristicile unei arhitecturi bazate pe microservicii și a identificat principalele trăsături pe care trebuie să le expună. Le vom discuta imediat. În principal, microservicii sunt un stil de arhitectură care își propune să descompună aplicația în servicii care sunt decuplate între ele, sunt autonome, da? Pot funcționa independent de restul microserviciilor, sunt deployabile independent, pot fi menținute independent, pot fi scalate independent și sunt protejate de erorile din alte servicii. Acestea sunt caracteristicile pe care le vom discuta în această prezentare. În primul rând, caracteristica principală este componentizarea pe intermediul serviciilor, ceea ce înseamnă că în arhitectura de microservicii, serviciile reprezintă principalul construct. Reprezintă unitatea de reutilizare a logicii de business în cadrul arhitecturii. Ele, în primul rând, sunt organizate după capabilitățile de business pe care trebuie să le oferim. Ceea ce reprezintă, de fapt, ele, reprezintă aceste două caracteristici, reprezintă o formă de modularizare. Iar modularizarea în arhitectură este foarte importantă, pentru că îți asigură, de fapt, agilitatea în dezvoltare. Atât timp cât ai niște servicii care au o interfață bine stabilită, își ascund, își izolează detaliile de implementare de alte microservicii, atunci poți estima impactul unei modificări. Iar pentru dezvoltarea agile este foarte important să reușești să limitezi impactul pe care anumită schimbare îl determină în cadrul arhitecturii. Alt principiu este că microserviciile sunt smart endpoints and dump pipes, ceea ce înseamnă că logica trebuie inclusă în microservicii și mai puțin această infrastructură de comunicare, cum sunt enterprise service busurile. Managementul date trebuie să fie descentralizat, vom vedea de ce este important, și trebuie să avem în vedere, datorită comunicărilor prin rețea, datorită apelurilor remote, trebuie să avem în vedere tot timpul posibilitatea de failure, de eșec și de eroare împotriva cărora trebuie să ne protejăm. Vă reamintesc beneficiile, agilitatea în dezvoltare, o înțelegere mai bună a arhitecturii, care și ea e dată tot de modularizare, pentru că modularizarea nu este importantă doar pentru arhitect, căruia îi oferă posibilitatea să gândească la un alt nivel de abstractizare. Trebuie să fii capabil să concepi arhitectura în termen de o mai mare granularitate decât cei în care gândește programatorul. Dar este important și pentru programator, pentru că trebuie să fie capabil să dezvolte, să implementeze un anumit change într-un microserviciu, fără să știe neapărat detalii de implementare din alte microservicii. Reziliența în producție, o altă proprietate, un alt beneficiu foarte important, scalabilitatea independentă, deployment-ul independent al microserviciilor, da? și toleranța la erori. Întrebarea fundamentală rămâne, cum descompunem un microservicii? Simon Brown, pe care l-ați ascultat în această după-amiază, are un tweet care îmi place foarte mult și îmi place să-l citez și care spune că if you can't build monoliths properly, don't start building microservices. Microservices won't help. Și afirmația pare cumva paradoxală, pentru că în mod general concepe microserviciile ca arhitectura modulară prin excelență, opusă monoliților. Și presupun că vă intrigă. Și aș vrea să dezlegăm sensul acestui citat. Și pentru asta trebuie să avem în vedere nivelul de abstractizare dintr-o arhitectură. La nivelul cel mai de jos, programatorii scriu clase. Clasele sunt unitatea de compilare. Ele expun metode publice. Aceasta reprezintă interfața lor. Aceste clase sunt grupate în pachete. La rândul lor, pachetele, interfața pachetelor, o reprezintă clasele lor publice. Mai departe, pachetele sunt grupate în module, în jaruri, în lumea Java. Iar începând cu Java 9 și deja în OSGI, pachetele vor fi publice. Va exista o modalitate prin care poți să specifici interfața reprezentată de un anumit modul. Și mai departe, modulele sunt grupate în servicii, care reprezintă layer-ul de la care începe comunicarea remote între aplicații. Iar din punct de vedere modularizării, toate principiile de modularizare trebuie aplicate pe fiecare nivel.
high cohesion și low coupling trebuie aplicate sistematic pe fiecare nivel din modularizare ca să obținem o modularizare structurală a aplicației și să beneficiem de aceste avantaje ale modularizării. Deci, ceea ce vrea Simon Brown să spună este că nu poți construi microservicii dacă nu reușești să modularizezi nivelul intermediar al modulelor. Și ce este important este că dacă ceea ce avem în vedere sunt numai avantajele modularizării, da, extensibilitatea, maintainability, posibilitatea de a estima impactul unei schimbări, trecerea la microservicii nu justifică, pentru că aduce foarte multă complexitate. În primul rând, complexitatea dată de comunicarea în rețea. Nu? Topologia rețelei nu este sigură, ea variază în timp, variază între medii, nu intervin proxy-uri când deployezi dintr-un mediu de test într-un mediu de producție, rețeaua în sine nu este reliable, latența de asemenea nu este garantată și ceea ce ne trebuie este o modalitate prin care să putem identifica aceste microservicii. Pentru că dacă doar introducem apeluri sincrone de tip REST între module, sunt câteva probleme pe care le vom discuta imediat și care fac de fapt ca avantajele să fie minime. Da? Dacă trecem la microservicii fără metodologie de design, complexitatea devine foarte mare, în afară de ce v-am spus, care ține mai mult de partea de dezvoltare, partea operațională devine foarte complexă și partea de monitorizare. Și beneficiile nu sunt foarte mari. Adică, din punct de vedere al deployment-ului, într-adevăr, faptul că deployezi un monolit înseamnă downtime pentru toate serviciile. Faptul că deployezi individual fiecare microservicii în condiții în care comunicarea are loc prin servicii REST, sincrone, prin apeluri sincrone de tip request reply, ne aduce un anumit grad de deployment independent, dar cu dezavantajul că va provoca downtime tuturor serviciilor care depind de serviciul pe care tu îl reinstalezi. Din punct de vedere al scalabilității, un monolit, într-adevăr, nu poate fi scalat decât orizontal. Prin introducerea unei instalarea unei noi instanțe pe un alt server. Dar iar microserviciile pot fi scalate individual. Dar vom vedea că, de fapt, limita lor de scalabilitate atinge limita de scalabilitate a serviciilor de care depinde. Iar în privința erorilor care pot apărea, aici lucrurile devin puțin mai fragile, pentru că premizele pe care le avem în cadrul unor apeluri de funcții, în pestivă, în același proces, nu mai sunt valabile în cazul unui apel remote. Și vom depinde, de fapt, de performanța și de availability-ul unui alt serviciu. Așa că vă propun să luăm toate aceste dezavantaje, să le discutăm, înainte de a propune o tehnologie de design. În primul rând, prima problemă, pe care aș numi eu anti-patternul Data Services as Microservices, ilustrează problema pe care v-am povestit-o. Atunci când ai servicii crud peste un data storage pe care încerci să-l orchestrezi și să obții un serviciu de business. Ceea ce se întâmplă este că, de fapt, nu poți garanta consistența datelor. Dacă doar apelezi servicii care efectuează operații crud peste bază de date și presupunem că aceste apeluri au loc concurent, atunci, de fapt, nu poți garanta atomicitatea acelor operații care de multe ori reprezintă una dintre cerințele de business pe care noi trebuie să o implementăm. Acest tip de problemă se cheamă layer coupling, pentru că, de fapt, serviciul nostru nu este autonom. Unul dintre layerele conceptuale ale serviciului, persistența, este delegată către un alt serviciu. Aceeași problemă se putea întâlni în SOA când ai, de exemplu, un engine de reguli deployat prin un alt server și care îți implementează logica de business. Tot așa, unul dintre layerele tale conceptuale, logica ta de business, este delegată către un alt server, ceea ce face serviciul tău mai puțin autonom. Dar problema este una mai generală și e reprezentată de integrarea sincronă de tip request reply între microservicii. În cazul de față avem un
un microserviciu de tip business care apelează un alt microserviciu. În același timp, el are storage-ul lui în care salvează datele și poate garanta consistența datelor, atomicitatea operațiilor, pentru că le poate efectua într-o singură tranzacție. Dar în continuare, serviciul nu este autonom. Pentru că problema care apare este cea de temporal coupling. Dacă serviciul nostru de business nu este disponibil, atunci dacă serviciul de care depinde nu este disponibil, serviciul nostru la rândul lui nu va fi disponibil. Și acest lucru se întâmplă nu numai în cazul unei căderi a celuilalt microserviciu, dar și în cazul unei performanțe foarte proaste. Dacă timpii de răspuns sunt mari, dacă latența e mare, timpul nostru de răspuns va fi de asemenea mare. Și din punct de vedere al scalabilității, putem scala independent microserviciul nostru, dar ne vom lovi la un moment dat de limita de scalabilitate a microserviciului de care depindem. Există o serie de pattern-uri care ne pot ajuta, cum e circuit breaker sau introducerea de timeout-uri, dar nu ne ajută foarte mult, pentru că de ce ne protejează circuit breaker-ul? Ne protejează de o eroare catastrofică. Adică dacă microserviciul de care depindem, în mod consistent prezintă timp mare de răspuns, ok, putem întrerupe comunicarea cu el. Dar, de fapt, noi nu vom putea să implementăm logica noastră să depindem. Atâta timp cât depindem de datele oferite de primul microserviciu, noi nu vom putea să servim request-urile clienților noștri. Iar în cazul în care operația de business este una care trebuie efectuată atomic împreună cu operația noastră, atunci logica de compensare, logica prin care asigură atomicitatea operațiilor, este foarte complicată. Pentru că trebuie să implementezi retry-uri, trebuie să implementezi acțiuni de compensare, încercând în același timp să garantezi un timp de răspuns, având un SLA de respectat. Acum, revenind la întrebarea de la care am pornit. Cum descompunem aplicația în microservicii? Care sunt criteriile după care stabilim? Care sunt microserviciile pe care le oferim? Pentru aceasta există o tehnologie de design care se cheamă Domain Driven Design și care ne poate ajuta. Domain Driven Design-ul promovează o colaborare cât mai strânsă între experți de business și programatori. Și își propune să dezvolte o înțelegere comună a domeniului de business pe care încercăm să-l rezolvăm. Își propune să dezvolte un limbaj care să reprezinte această înțelegere și acest limbaj să-și găsească o corespondență directă în artefactele pe care în timpul programării le producem. Nu? Dacă avem un concept de tip account, ar trebui să avem o reprezentare în el, în software-ul nostru. Și domeniul de design-ul oferă câteva pattern-uri, design pattern-uri, care pot fi grupate în strategic design și în tactical design. Pattern-ul principal din strategic design se numește bounded context. Pentru că trebuie să împărțim aplicația noastră în contexte care reprezintă anumite domenii, pentru care oferim reprezentări, construim domenii separate, distincte. Accentul aici se pune pe bounded, pentru că aceste contexte trebuie să fie limitate. Nu trebuie să aspirăm să modelăm domeniul de business într-un mod exhaustiv. Nu să găsim o reprezentare a unui client sau, nu știu, a unui cont, a unei tranzacții care să reprezinte același lucru în toate use case-urile noastre sau în toate domeniile pe care fac parte din problemă. Trebuie să delimităm aceste bounded context-uri, aceste domenii, iar ele se delimitează în urma discuțiilor cu business-ul. Între aceste bounded context există anumite relații, și aici am ilustrat-o pe cea mai cunoscută, în care un bounded context din downstream depinde de un bounded context din upstream. În cazul unui microserviciu, în cazul unui bounded context care expune un serviciu REST, aceasta înseamnă că el este un open host service și el practic expune un published language. În cazul cel mai comun, de fapt, în cazul unui serviciu SOAP este VSDL-ul, în cazul unui serviciu REST e reprezentarea REST a entității pe care o întoarcem. Iar bounded contextul din downstream, care îl apelează, poate construi, în relație cu acesta, un anti-corruption layer. Un anti-corruption layer este un layer de translatare, prin care ne protejăm de reprezentările domeniului din alt bounded context.
convertim practic reprezentările domeniului nostru, domeniului de care depindem, în propriile noastre reprezentări, ca să ne protejăm de eventuale modificări și să putem să evoluăm independent. Pattern-ul de tactical design se aplică în interiorul unui bounded context. Și ele sunt entitățile care reprezintă ceea ce presupun că deja bănuiți, se reprezintă concepte de business care au un anumit lifecycle persistent, care se definesc prin o anumită identitate, care este salvată în bază de date, și care se grupează în agregate. Agregatele reprezintă grupări de entități pentru care trebuie să alegem mai multe entitate, root-ul agregatului, care controlează life cycle-ul grafului de entități, grafului de obiecte pe care le includem într-un agregat. Avem repozitorilor, care sunt un fel de data access object, ele abstractizează accesul la bază de date, practic abstractizează aspectele de infrastructură, de persistență. Și avem servicii de domenii, care sunt acele obiecte în care vom implementa logica care nu poate fi inclusă într-un anumit agregat. Și vom avea domenii eventuri, care sunt evenimente de business. Ele înregistrează ceva cu o semnificație business și care transmit intenția userului, ceva care s-a petrecut în domeniul nostru. De exemplu, o tranzacție a fost efectuată sau un cont a fost debitat, nu? Un cont a fost creat, genul ăsta de evenimente cu semnificație business. Și avem serviciile de aplicații, care sunt mai mult o componentă de infrastructură. Serviciile de aplicații pot fi folosite pentru tehnologia de remote, nu? Ca să putem să expunem serviciile noastre de domeniu ca servicii REST sau ca servicii SOAP. Și vor fi folosite pentru demarcarea tranzacțiilor, pentru aplicarea securității, pentru genul ăsta de cross-cutting concern-uri. Și să formulăm puțin regulile de design pentru agregate. Entitățile se grupează în agregate după invarianții pe care trebuie să-i garantăm. Un agregat este o unitate de consistență. Din punct de vedere practic, noi trebuie să grupăm într-un agregat acele entități pe care, în mod real, necesar, pentru care noi trebuie să asigurăm o consistență, da? Pe care, de fapt, trebuie să le modificăm în aceeași tranzacție, dacă vorbim de o bază relațională. Referința la agregate se face pe intermediul root ID-ului. Întotdeauna root ID-ul este punctul de contact, punctul de acces la o anumită funcționalitate. Nu păstrezi o referință către o entitate subordonată unui alt agregat. Tot timpul te referi prin ID-ul aggregate root-ului. Și ideal ar fi să limităm aceste agregate la seturi mici de date pentru performanță. Iar poate regula cea mai importantă este că într-o tranzacție modificăm o singură instanță de agregat. Și vom vedea de ce este foarte importantă. Domenii event-urile capturează schimbările de stare dintr-un agregat. Toate modificările care au loc la apelul unui serviciu și care determină schimbări începând din aggregate root până la entitățile subordonate trebuie capturate și ele de fapt reprezintă înregistrarea acelui eveniment cu semnificație business care s-a petrecut. Din această cauză, evenimentele sunt imutabile pentru că ele înregistrează o operație de business care a avut loc. Și ele vor fi publicate de către agregat. Agregatul este responsabil să determine ceea ce s-a schimbat și este responsabil de publicarea lor. Iar evenimentele ar trebui să aibă un ID unic care poate folosi pentru deduplicare. Vom vedea imediat de ce. Pentru că, în mod normal, garanția de livrare de tip exactly once este foarte dificil de obținut și, practic, avem nevoie de această deduplicare. Mai ales dacă consumatorul acestor evenimente, după cum o vedea, nu este idempotent. Regulile de integrare între bounded context sunt că această integrare se face tot timpul printr-o infrastructură de messaging. Nu apelăm direct un alt agregat, ci subscriem la evenimentele pe care alt agregat le publică. Acest lucru este valabil și pentru agregatele,
din același bounded context și pentru agregatele din bounded contexturi diferite. Dacă suntem interesați de datele unui anumit agregat, le obținem prin faptul că subscriem la evenimentele care publică acele date. Subscriem la evenimentele care sunt relevante pentru datele noastre. Ceea ce obținem cu aceste reguli de integrare este că putem oferi consistență tranzacțională în interiorul limitelor acelui agregat și consistență de tip eventual consistency între diferite agregate. Din cauza asta, atunci când delimităm agregatele, este foarte important să descoperim acei invarianți, acele constrângeri pe care noi trebuie să le garantăm la sfârșitul fiecărui operație, la sfârșitul fiecărui apel de serviciu. Pentru că, de fapt, pe aceasta le putem garanta cu adevărat. Eventually consistency înseamnă că, de fapt, operațiunile de write de pe un anumit agregat vor fi la un moment dat disponibile și în agregatul care subscrie la ele. Ca să fiu mai exact, această consistență de tip eventual e, de fapt, o consistență cauzală. Pentru că nu e suficient doar ca operațiunile de write să fie garantate că vor ajunge într-un alt agregat, este de asemenea necesar ca ele să fie livrate în ordinea în care au fost produse, în care au fost publicate de agregat. Deci, consistența de tip eventual este o consistență de tip cauzal. Și acum vreau să vă prezint modul cum interacționează toate aceste roluri de care am vorbit. În primul rând, un client apelează un application service. Application service-ul este folosit pentru genul ăsta de cross-cutting concern-uri, de exemplu pentru delimitarea unei tranzacții. În mod normal, el încarcă folosind un repository, încarcă un agregat din bază de date. Nu e foarte vizibil. Și după aceea apelează o metodă de business care implementează o logică de business pe aggregate root, care în cursul implementării acestei logici de business determină niște schimbări de stare în root și în entitățile subordonate. Toate aceste schimbări de stare sunt capturate de un eveniment și publicate în infrastructura de messaging folosind un event publisher. După aceea, agregatul este salvat înapoi folosind repozitoriul. În privința evenimentelor, e foarte important ca aceste schimbări de stare să fie capturate de eveniment, pentru că ele ajută foarte mult la autonomia între diferite agregate. Și acum trebuie să ne referim la cerințele pe care domeniul event design-ul le impune asupra mecanismului de messaging. În primul rând trebuie să avem suport pentru pattern-ul publish subscriber. De ce? Pentru că evenimentele care sunt publicate de un agregat, ele trebuie să fie livrate fiecărui subscriber. Ceea ce înseamnă că pattern-ul nostru de comunicare este one-to-many. În același timp avem nevoie și de pattern-ul de competing consumers. Pentru că multiplele instanțe ale același agregat, nu, deployate pe mai multe servere, trebuie să primească o singură copie. Deci, un alt agregat, fiecare tip de agregat primește o copie a mesajului, dar instanțele care fac parte din același tip de agregat trebuie să primească un singur mesaj. Deci, amândouă pattern-urile sunt importante. Și public subscriber și competing consumers. Altă caracteristică importantă pe care trebuie să fie oferită de mecanismul de messaging este persistența și durabilitatea. În mod normal, înseamnă aproximativ același lucru, conceptele se suprapun puțin, dar există anumite nuanțe. În general, persistența se referă la modul cum un anumit publisher publică un eveniment în messaging. De exemplu, în JMS, trebuie să setezi pe JMS provider o proprietate, persistence mode, și să o setez pe persistent. În Kafka, trebuie să setez proprietatea de acknowledgement to all.
ceea ce înseamnă că primești confirmarea de publicare după ce toate replicile in sync au trimis o confirmare către leader. Deci, practic, ai garanția că acel eveniment, acel mesaj a fost replicat către toate replicile care sunt in sync, sincronizate cu liderul. Iar durabilitatea se referă la faptul că evenimentele sunt persistate chiar și atunci când consumatorul nu este online. Și în Kafka este by default, în JMS trebuie să creezi o subscriere de tip durabil ca aceste evenimente să fie persistate chiar și atunci când subscriberul nu este online. Garanțiile de livrare trebuie să fie tip at least once, pentru că este foarte important să nu pierdă mesajul. Și o altă caracteristică foarte importantă este ordonarea parțială a mesajelor. Ea este importantă pentru a obține acea consistență de tip cauzal. Noi dacă încercăm să suntem interesați de datele unui alt agregat și vrem să menținem un subset al acelor date în propria noastră bază de date, trebuie să primim acele evenimente în ordinea în care s-au petrecut. Nu? Pentru că, evident, un delete care apare înaintea unui insert nu o să ducă la același rezultat. Cum se obține acest lucru? Din punct de vedere al JMS-ului, când publici mesajul, trebuie să setezi pentru evenimentele care se referă la același agregat o proprietate, grup ID-ul, care îți garantează că message brokerul îți livrează mesaje în ordine unui același consumator. În Kafka trebuie să te asiguri că toate evenimentele care se referă la un același agregat sunt publicate pe aceeași partiție. Pentru că mai departe, partiția garantează ordinea mesajelor, iar partiția este asignată la un singur consumator. Deci avem garanția că le putem procesa în ordinea în care s-au produs. Și pentru asta trebuie că atunci când publicăm mesajul în Kafka să folosim aggregate ID-ul, root ID-ul acelui agregat, să-l folosim ca cheie de partiționare. Domain-driven design-ul ne impune niște cerințe și asupra modului cum publicăm mesajele. Pentru că tranzacția noastră, noi trebuie să oferim o semantică tranzacțională la publicarea acestor mesaje. Modificările care au loc în bază de date trebuie efectuate atomic împreună cu publicarea mesajului în event bus, în mecanismul de messaging. Lucrul ăsta este foarte important și vom vedea de ce. Și trebuie să avem acest mecanism de deduplicare. La modul general, de fapt, subscriberul trebuie să fie idempotent. Trebuie să suporte procesarea unor mesaje care pot apărea duplicat. În funcție de logica pe care o implementezi, s-ar putea să fie în mod intrinsec idempotent. De exemplu, dacă doar salvezi starea unui anumit câmp, evident că nu contează de câte ori procesezi o anumită valoare, ea tot timpul va reprezenta valoarea din agregatului care a publicat-o. Dar dacă logica noastră nu este idempotent, atunci trebuie să avem acest mecanism de deduplicare al evenimentelor pe partea de subscriber. E aceeași schemă ca cea dinainte, doar am subliniat ceea ce s-a modificat, pentru că vreau să detaliez mecanismele prin care putem să... prin care putem să garantăm faptul că modificările din baze de date sunt efectuate atomic împreună cu publicarea evenimentului. În cazul unui message broker de tip JMS, care poate participa la o tranzacție distribuită, în Java se cheamă o tranzacție tip XA, care vine de la Extended Architecture. Event publisherul nostru, de fapt, va publica evenimentul în message broker. Message brokerul se înrolează într-o tranzacție distribuită, ceea ce înseamnă că, de fapt, mesajul va fi cu adevărat publicat de-abia la commit-ul final. În același timp, vom folosi repozitorul pentru a salva agregatul nostru în bază de date, folosind tot un data source de tip XA, astfel încât și el să facă parte dintr-o tranzacție distribuită. Și vom putea garanta atomicitatea acestor operații. În schimb, în cazul unui broker de tip Kafka, care nu poate participa la o tranzacție distribuită, atunci
logica devine într-o anumită privință mai ușoară, într-o anumită privință mai complicată. O propunere de implementare ar fi să avem un tabel de evenimente care se salvează în aceeași bază de date. Operația de publicare, de fapt, reprezintă doar un insert în aceeași tranzacție, în aceeași bază de date, ceea ce înseamnă că cerințele noastre de tranzacționalitate se relaxează. Poate să fie doar o tranzacție locală, de tip JDBC. Dar trebuie să intervine o altă componentă care poate să forwardeze aceste mesaje către message broker. Și în mod normal le citește, le publică și trebuie să salveze un offset pe care după aceea, de la care trebuie să preia publicarea evenimentelor. Acum, în privința modului cum împachetăm această logică, ideal ar fi să separăm concernurile de business de concernurile tehnologice. Domeniul nostru ar trebui să fie împachetat separat, într-un jar separat, într-un modul propriu, care, și aici vom include entitățile, agregatele și așa mai departe, domain service-urile, interfețele repozitorilor și interfețele acelui event publisher și pe de altă parte vom avea modulele care implementează aceste concernuri, persistența, event publisher-ul împachetat în modulul lui și la fel application service-urile în niște module separate care aplică cross-cutting concernurile, adică tranzacționalitatea în primul rând, expunerea remote, securitatea. Și acum cu aceste principii să ne întoarcem la microservicii. Cum se aplică el la arhitectura de microservicii și cum ne ajută? În primul rând, un bounded context se pretează a fi un deployment unit. Care, în același timp, reprezintă și o capabilitate de business. Pentru că așa l-am proiectat de la început. Am inclus în acel bounded context, l-am proiectat după invarianții pe care trebuie să-i garantăm. Așa am delimitat agregatele. Ele vor reprezenta capabilități business. Comunicarea între microservicii ar trebui să fie asincronă. Și ar trebui să evităm integrările de tip request-reply sincrone. Și aceeași concluzie se aplică și în cazul microserviciilor. Vom avea o consistență tranzacțională în cazul unui microserviciu și consistență de tip eventually cauzală între microservicii. În final, o arhitectură de microservicii ar trebui să arate așa. Fiecare bounded context este implementat ca un microserviciu. El expune un API remote. Atenție, inclusiv evenimentul pe care îl publică este parte API-ului public al microserviciului respectiv. Comunicarea sincronă între microservicii ne garantează faptul că nu mai depindem de availability-ul celuilalt microserviciu, deci microserviciul respectiv poate să cadă, atât timp cât am menținut în baza noastră de date, subsetul de date care suntem interesați, noi putem opera independent de disponibilitatea celuilalt microserviciu. Ele pot fi cu adevărat scalabile independent, pentru că nu mai depindem de... Nu ne mai integrăm sincron cu acel microserviciu și în plus de atâta mai avem un beneficiu. Vom avea o scalabilitate și a datelor. Pentru că scalabilitatea are mai multe dimensiuni, avem scalabilitatea orizontală prin clonarea pe mai multe servere, avem scalabilitatea prin descompunere funcțională pe care o obținem prin mai multe module organizate după capabilități business, dar mai există o altă axă a scalabilității, care este scalabilitate prin parționarea de date. Atât timp când ne-am limitat tranzacțiile, cât am respectat principiul că o tranzacție modifică o singură instanță de agregat, atunci noi putem să folosim root ID-ul ca cheie de parționare într-un cluster al unei baze de date. Și atunci vom fi siguri că tranzacțiile noastre se efectuează tot timpul pe o singură instanță a unui server dintr-un cluster. Microserviciile vor avea propria lor bază de date, ceea ce înseamnă că, de fapt, ele rămân sursa oficială a datelor din domeniul de care răspund. Flow-ul de date va curge tot timpul într-un singur sens, de la microserviciu care este owner al celor date, către microserviciile care sunt subscriberi. Concluzionând, am reușit să bifăm beneficiile
promise de microservicii. Avem agilitatea în dezvoltare și mai bună înțelegere arhitecturii în urma modularizării. Avem scalabilitate independentă, parționare de date, deci avem inclusiv scalabilitate pe axa partiționării de date. Și microserviciile sunt izolate de erorile, de failure-urile din alte microservicii. În încheiere, ceea ce contează, în primul rând, este designul. Iar deciziile de tehnice, de tehnologie, ar trebui să subordonate deciziilor de design. Și recomandarea mea este să vă uitați peste domeniul design, pentru că oferă niște lecții esențiale în această privință. Mulțumesc! Okay. All right, I think we've got time for one quick question, if there is one. Nobody? Okay, then that's it. Let's get one more round of applause for Andrei, please. Thank you.